Doamnelor și domnilor, s-a întâmplat. Vânată de toată România, de toată presa acum. Nici să nu o luăm razna, dar toată presa efectiv a vânat-o, a căutat-o. Toți ziariștii disperați să înțeleagă ce s-a întâmplat. Care sunt rațiunile decizii? Ce a fost în capul ei care tot timpul scornește ceva? Raluca Bădulescu, la Viața fără filtru. O vedeți acum. Este în carne și oase aici. După ce a luat niște decizii radicale, foarte puternice, care au stănit foarte multă vâlvă. Bine ai venit, Raluca! Bine te-am regăsit! Mă bucur foarte mult să fiu aici alături de tine, să știi. Și să-ți răspund la întrebări. Te rog. Și să discutăm subiectele. Să începem. Și pentru faptul că suntem aici la Antena Stars împreună și mă și uitam. Băi, aveți niște platouri bombă. Tu ești ca de obicei. Țiplă, da, m-am... Da, nu, și să știi că... M-am moda, nu, moda, din, moda rămâne, situația cu moda și cu pasiunea pentru modă și cu toate comentariile vis-a-vis de modă. Așa ai fost tot timpul. În continuare le am la purtător. Da, și nu pot decât când să erai, admir... Și când erai, aveai alte proporții. Și când aveam 120 de kg și când am acum 48-49, da. Erai un fashion icon, într-un fel sau altul ai fost un mulțumesc, fashion icon. Mulțumesc la fel. Așa, cu toate controversele de rigoare, cu toate nemulțumirile pe care le-ai strânit și în proiectul pe care l-ai... A, discuțiile care au fost de-a lungul timpului cu concurente, etc., așa. Da, știu. Ce-ți veni? Ești, ești la... Se întreabă unii, băi, la o... Așa. Criza femeii care vrea să fie adulată, vrea să mai simtă că încă este admirată fizic și așa mai departe, sau pur și simplu te reinventezi? Cât timp ai gândit-o, cât ai pitrocit-o, cum ai gândit și în ce condiții să iei, să-ți faci contul ăla pe rețeaua pe care... Pe acea platformă pentru adulți. Pe platforma pentru adulți. Da, ca să-i spunem elegant. Da. Adică nu ca să-i spunem elegant. Spune chiar este o platformă e. pentru da. Adulți, nu putem să-i spunem numele. Da. Măi, eu, da, sunt o persoană care în permanență mă reinventez. Mie îmi spunea fostul meu soț Florin, fostul actualul și permanentul meu soț Florin, pentru că noi am divorțat, Mămuțu, exact, Mămuțu, că tu știi foarte bine, Mădălin, că noi ai fost la nuntă vreo Cristina, pe care o pup pe Cristina. Am fost MC un pic acolo. Exact, da. Adică Mămuțu rămâne toată viața soțul meu și cel care are grijă de mine. Mămuțu spunea mai de mult. Acum ani de zile îmi spunea, bă, Raluca, tu într-o zi o să te aud și o să aud mai bine ar fi. Așa. Extraordinar, știi că sunt cam surdă, urechea asta nu prea. Mai avem niște calități. Nu, pe... Asta e. Mai... Ne descurcăm cu ce avem. Ne descurcăm cu ce avem, adevărat. Revinu la el. Mi-a spus Mămuțu mai de mult acum câțiva ani de zile, bă, Raluca, tu într-o zi o să te aud, că tu vrei să urci pe Everest. Zic, bă, băiatule, nu știu, n-ai de unde să știi, pentru că în permanență eu mă gândesc care următorul pas, care următorul lucru pe care aș putea să-l fac. Cum să fac în așa fel încât, bă, nene, să trăiesc viața asta la maxim și să fac ce-mi place, ce mă bucură, să descoper lucruri noi, să descoper unii alte aspecte ale vieții, nu știu, lumii noi, orice. Bun, dar aici este complet altceva, adică nimeni nu s-a așteptat la tine. Mă bucur că nu s-a așteptat nimeni, că sincer să fiu, eu o gândesc cam de un an de zile. E o revoluție. Mă bucur și de asta. Nu știu, care presupune și niște riscuri, bănuiesc, poate vorbim și despre ele, dar în sine vorbim ai luat... despre ele, dacă vrei, că nu e niciun fel de problemă. Faptul că oamenii te-au văzut și sunt o mulțime de personaje care au văzut și niște fotografii cu tine și care au zis, așa. Bă, Raluca a intrat în branșa asta și probabil că o să elimine mai o parte din concurență. E loc pe toată lumea în branșa asta, ca oricum. Foarte mult curaj. Cum au reacționat cei cărora te adresezi? În primul rând, vreau să le mulțumesc prietenilor, familiei și tuturor celor apropiați. Chiar te susțin, uite, chiar toți. Cătălin Botezatu, prietenii mei apropiați, toți mă susțin, toți mi-au susținut decizia. Inclusiv părinții? Inclusiv. Pentru că situația este în felul următor. Vis-a-vis de această platformă, lucrurile sunt greșit înțelese. Te rog. Lumea are impresia că, fiind o platformă pentru adulți, contentul este același la toate persoanele. Măi, este o platformă, ca oricare altă platformă, ca și Instagramul, de exemplu. Fiecare postează ce content dorește. Mă, dacă pe Instagram unul vrea să posteze flori, căței, eu știu ce rețete de mâncare, altul vrea să posteze haine, bijuterii, etc. Fiecare este liber să-și aleagă tipul de content pe care îl produce. E, același lucru este vorba și cu această platformă. Fiecare poate să posteze ce content dorește. Dacă vrei să-l faci puțin mai... Bun, să da. Faci lucrurile, eu știu, să le împingi mai departe. Dacă vrei să le ții într-o anumită zonă mai de fetiș.
Dacă vrei să... nu știu, depinde ce vrei să faci și cum te vezi. Tu ai făcut chestia asta ca să ai niște abonați, da? Adică interesul tău e să stârnești cât mai multă curiozitate. Eu, să știi că, sincer, vreau să explorez fashion-ul, da, personalitatea mea, o continuare firească a ceea ce îmi doream eu, respectiv un anumit tip de sexualitate pe care îl promovez și pe Instagram. Nu este ca și cum... Ți-ai reprimat o an de zile? Nu este ca și... Nu, nu mi-a reprimat nimic niciodată. Băi, eu nu sunt om care... Băi, eu nu mi-a reprimat nimic niciodată. Îți lipsea ceva? Nu lipsea nimic. Uite, mă gândesc tot timpul. Bă, ai vrut să-i promovi pe ăștia, pe tineri, să-i vezi terminați? Nu, că și chestia... Nu, că, da? nu, pentru că și chestia asta, vezi tu, eu sunt un om care toată viața am fost fericit, mulțumit, împăcat și mai mult decât atât, nu știu, încântat de deciziile pe care le-am luat. Le gândesc un timp înainte. Știu sigur că anumite lucruri pot stârni controverse. Bă, dar nu vreau să-mi trăiesc viața vreodată după regulile lumii. Asta nu există și, în general, chestia asta este singurul... Eu, în general, nu-mi permis să dau sfaturi și tu știi că nu dau sfaturi. Însă un singur sfat aș avea, nu vis-a-vis de treaba asta, în general în viață, vis-a-vis de orice vrea să facă oricine. Bă, să nu catalogăm unul la mână. Toată lumea este obosită să catalogheze. Repet situația care s-a întâmplat cu Babașa, concertul Coldplay. Toată lumea a sărit, s-a întâmplat ceva. Huiduim, a doua zi pupăm în fund. Știi? Gen, că a fost la două zi diferență, da? Da. Mie nu mi-a plăcut chestia asta. Eu iau foarte rar atitudine pe Instagram. În general postez doar două poze. Ce mai faci? Asta demonstrează încă o dată cât de ușor pot fi oamenii... Uneori, însă mă agită hate-ul. Mă agită faptul că lumea trăiește uitându-se până geamul celuilalt. Mă agită faptul că lumea trăiește în judecând viața celuilalt. Bă, avem o viață. Poate de Dumnezeu avem mai multe, nu știu. Dar eu zic de asta pe care o avem și pe care o trăim acum. Să avem tema asta cu reîncarnarea în curând. Da, bravo. Nu mă chemați pe mine tema asta cu reîncarnarea, că nu sunt destul de deșteaptă în cap ca să știu subiectul ăsta cu reîncarnarea. Nu, da. În viața pe care o avem, bă, dacă nu facem ce vrem, bă, dacă nu suntem fericiți... De ce ai făcut-o? Pentru că am vrut să fac... Este o continuare firească a personalității mele. Dar nu vreau să redescopăr nimic. Da. Eu am avut întotdeauna. Vrei să spui că banii nu sunt nicio componentă în toată această... Vă contează. Probleme. Dar întotdeauna am contat în viață, dar eu nu fiu atent. Eu n-am făcut un secret din asta. Eu sunt un om extrem de cheltuitor. Sunt un om care n-am toți banii pe haine. Să nu ne înțelegem greșit cumva că am plătit întreținerea la bloc. Repet, vis-a-vis de o discuție pe care am avut-o mai de mult la un podcast cu Shelly, unde am spus clar că sunt restanțier la întreținere. O luăm de la capăt. Hello, și acum sunt. Ne-am cumpărat niște cizme. Bă, dar niște cizme bombă, bă, băiatule. Bă, am niște cizme din cristale până aici. Filuați-mă cizme. Nu astea. Nu. Acum sunt îmbrăcată de un designer român pe care l-ador la disperare. Sunt îmbrăcată de Medea, pe care o divinizez. Hainele rămân cea mai mare pasiunea mea. Deci, da, partea financiară contează. Însă, mai mult decât atât, mă chinui enorm, adică nu mă chinui, mă străduiesc contentul pe care îl dau pe acea platformă să fie la un anumit nivel. Pentru că eu cred că și pe acea platformă de adulți, ca și pe Instagram, trebuie făcută performanță. E, treaba asta cu sexul, se poate spune sex la ora asta? Se poate spune. Sex. Depinde cum o ducă. Cu amorul, cu ce vrei. Așa. Pentru că nu e amor. E sex, amorul e altceva. Amorul să moară. Da. Nu e la fel. E, da. Amorul e una, sexul e alta. Da. Ori sunt același lucru? Nu. Am greșit-o? Așa era pe perioada interbelică, se numea altfel. Pe perioada... Da. Bă, mai e și cu corazon, să știi. Mai... Bă, nu știu, există și situații care se îmbine în mod fericit. Dar acum vorbim de platforma asta, corect, asta e una, corect. Deși să știi că, uite, am abonați care îmi spun că mă cunosc de foarte multă vreme, că mă văd de foarte multă vreme și că mă iubesc. Și că sunt îndrăgostit și că nu știu ce lucruri pe care mă bucură. Deci, îți spun sincer, mesajele pe care le primesc de la oameni, în primul rând, mesajele pe care le primesc pe ce platformă, sunt super de bun simț, pa, abonații sunt mișto. Nu e niciunul care să fi venit cu cereri de-astea mai kinky. Bă, mai sunt! Bă, mai sunt! Normal că sunt! Dar mă bucur să aflu și asta! Bă, pentru că de foarte multe ori m-am gândit, bă, ia uite-te ce gândește lumea, bă, băiatule! Fii atent, deci omul ăsta mă vede la televizor și se gândea cum ar fi dacă... Nu mai continuăm, că nu e ora potrivită, da? Și omul ăla se gândea cum ar fi dacă ar face cu mine, nu știu ce, nu știu ce. Bă, mă bucură lucrurile astea. De ce să nu te bucuri? Adică, până la urma urmei, m-a jignit, mi-a dat cu vreun par în cap, mi-a făcut ceva? Nu. Dar vei face tot ce solicită acești oameni? Nu, voi face tot ceea ce doresc eu să fac.
Zona pe care eu vreau să mă duc foarte dacă mult. Dacă nu vei face suficienți bani pe treaba asta, dar nu e vorba, aici nu e vorba de bani, este vorba de imaginea pe care vreau întotdeauna la mine în viață. A fost vorba despre imaginea pe care eu vreau să o transmit. Să o transmit. Nu este niciodată n-a fost vorba despre bani. A fost vorba despre imaginea. Și repet, ședințele foto care le fac pentru această platformă, videourile pe care le fac pentru această platformă, toate au legătură cu fashion-ul. Deci toate pornesc din zona de fashion. Evident că este o platformă imensă. Stau, aia care intră este acolo, o platformă... intră ca să se încălzească cu tine, mulți dintre ei. Să știi că ai să râzi, să știi că foarte mulți dintre ei sunt foarte interesați de tipul de content pe care l-am eu, care este diferit de contentul celorlalte. Exact, anii precedenți. Exact. Okay. Adică cred că nici nu ar avea așteptări la alt tip de content. Te abordează pentru și femei că și bărbați? Nu am și femei și bărbați. Eu nu am 20 de ani. Un anumit tip de content nu mi s-ar potrivi. De exemplu, dacă eram vreo păpușică splendidă de 20 de ani, obrăjei, buzițe, știi, ăla e un anumit tip de content, da? E un anumit, o anumită tipologie, care se pretează unor, eu știu, petreceri la piscină. Eu nu sunt genul ăsta, eu sunt mai pe fashion, dus într-un dark, dus într-un fetish, dus într-un mistress, auzi, foarte mult. Auzi, dar fii atentă, situație concretă. Ia, te ascult. Ai un băiat care are 22 de ani. Pe care îl iubesc la nebunie. Sunt convins. Îl știm, Alex, îl știm. Te adoră mama, soarele meu. Dacă vreunul dintre amicii lui intră pe cont. Băi, eu sper să stea potoliți pe la casele lor, dar au 22 de ani. Și îți cere să, nu știu, te mângâi cumva sau să faci anumite lucruri. Ce faci? Nu fac decât... Și știi că e prietenul băiatului. Nu există așa ceva, este exclus unul la mână. Da. Doi la mână, nu știu care cine e, pentru că pe acea platformă lumea are identități false. Okay. Dar trei la mână, nimeni nu te poate obliga să faci nimic în afara zonei tale de confort. Adică, indiferent că... Ce nu vei face sub nicio formă? Never say never, unul la mână. Bun. Băi, eu sunt un om cinstit, adică mă alea pe mine, știi? Asta mi-i zis. În general, eu sunt un om cinstit. Nu pot să... Bă, nu pot să spun niciodată, bă, asta nu vei face, pentru că nu știi cum te trezești peste un an că vei face fix aia. Mm-hmm. Sau mai știu eu ce, știi? Da. Însă, este foarte important de... Și-mi doresc mult ca oamenii să înțeleagă că această platformă îmi oferă posibilitatea unei continuări firești, una la mână, a personalității mele. Băi, nu sunt un om care fac reclamă de detergent. N-am făcut reclamă vreodată la săpun. Nu m-am pozat vreodată pentru vreo copertă de reviste, deși am avut foarte multe propuneri. Să ne pozăm pe coperte de reviste. Nu dăm nume de reviste, da? La, nu, dar nu balonașe. Nu mă închipuiam. La ce fac? La balonașe. Dacă mă cheamă să fac reclamă la orice balonaș. Păi nu mi-am închipuiam că o să ajungi aici, adică... Bă, dar e mai degrabă de, apropo de personalitatea mea să fac reclamă la așa ceva. Pentru că dacă tu mă pui, uite, de-a lungul timpului am avut oferte de la foarte multe reviste să facem copertă, da? Familia pe canapea, știi tu genul de poze, toată lumea îmbrăcată în cămăși albe, cu jeans, în picioarele goale, I hate it, așa, să stăm așa pe canapea, toți așa, toată familia, cu cățelul în brațe, okay. După aia în bucătărie, fiind, eu în bucătărie, le pregătesc o sălățică, după aia altă imagine din revistă, știi? Noi citim o poveste în dormitor. Bă, băiatule, nu sunt eu omul ăsta. Nu ești tu. Nu sunt eu. Nu, bă, dar n-am fost, dar de asta nici nu am făcut vreodată așa ceva și genul ăsta de copere. Auzi, vor să te ridici, dar dați-i o muzică. Vreau să mă ridic? Deci, ai vreau deja să cerințe. Ai deja sunt cerințe. Hap! Au! Au! Stai să mă fac și eu, da? Au! 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 E bună muzica? E ce trebuie pe... Este pentru pustă pe gata. Piesă? Hop! Da, mă, dansez și eu. Stai să... Să mai ridicăm, e prea lungă fusta, a? Uite, mă, piciorul ăsta e mai scurtă. How? Uite, e mai scurtă. Mamă, ce tana. Fiecare cu lumea lui. Să ne aranjăm. Da. Stai, mă, că s-a lăsat acolo. A fost foarte frumos, doamne. Așa, deci, fiatel. Mai urmează? Deci, mai e o piesă, ia. Nu, deci, fiatel. Mamă, zi. Deci, dacă eram, eu acum mă apuc să mă învârc pe așa pe platou să discut chestii. Deci, dacă eu eram gen, care mă vedeați? Opriți muzica aia, că nu mai vreau. Că nu mai mă aud ce vorbesc. Vă mulțumesc, vă ador, dar nu mai aud ce vreau să zic. Deci, dacă era în genul pe care mă vedeați, eu pe o canapeluță de sculță. Bună, ce faci, Raluca? Aseară am gătit o prăjiturică. Am gătit pe dreacu să mă ia, practic. Dar nu e vorba potrivită. O fi, dar nu mă interesează. Reformulăm, dar ok. N-am gătit mai nimic. Da. N-am gătit nimic. N-am băgat la mașină. Nu am făcut reclamă de detergenți. Nu am făcut reclame la săpunuri. Am făcut, în general, promovare la. Și lucruri pe care le simt, pe care le trăiesc, pe care... Ok. Care sunt parte din personalitatea mea. Ca să înțelegem. Ai pitrocit-o? Parfumul, în general,
obiecte ăsta, hai că m-am și tâmpit, că m-am spus cu muzica asta acum și m-am tâmpit la Smack That All On The Floor, așa. Obiecte de lux în general, tot ce ține de, eu știu, fashion. Deci vei rămâne un fashion icon și în zona asta industriei plăcerilor, dar vreau să te întreb. Ah, exactly. Ai pitrocit-o. I did. Ești cu...